Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în direct și continuăm să vorbim despre acest eveniment deosebit de important pentru noi, devenit deja o tradiție. Vorbim despre Salonul Internațional de Carte Bookfest. Până pe data de 3 septembrie vă îndemnăm, vă încurajăm să mergeți la Mediacor, să răsfoiți cărțile, să vă alegeți ceea ce vă place și ceea ce vă doriți să citiți în perioada următoare. Este un eveniment care adună atâta lume bună și importantă la Chișinău. Următorul nostru invitat se numără printre cei mai importanți invitați de anul acesta ai Bookfestului și ne pare bine că și-a făcut timp și a reușit să ajungă și la noi în studio. Îl salut cu mare drag și mulțumesc încă o dată pentru invitație pe domnul Adrian Cerăianu, istoric, profesor universitar, jurnalist, ambasador UNESCO și directorul Bibliotecii Naționale din România. Vă mulțumesc foarte mult! Cum să nu vin, să pierd ocazia să văd așa o cămașă frumoasă. Și să discutăm despre cărți. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cerăianu. Dumneavoastră chiar ați deschis, ca să zic așa, Bookfestul, pentru că v-ați prezentat cartea chiar ieri. Da, am avut cinstea de a privilegiu de a fi prima lansare, practic, ieri după deschiderea oficială. Vorbim despre cartea frumoasă, era Sena pe sub florile mele și mi-a plăcut foarte mult că într-un interviu ați făcut această precizare. Nu e o carte despre flori, totuși e o carte despre experiența pe care ați trăit-o la Paris. Păi, de la o capitală europeană la alta. Dacă tot am scris despre Paris, era cazul să vin și la Chișinău. Minunat. Spuneți-ne mai multe despre cum a fost evenimentul de ieri și cum ați simțit publicul nostru aici. Ascultați, eu vin cu o mare plăcere pentru că am impresia că e un respect al cărții aici real. Și nu glumesc deloc, în Republica Moldova, mai ales în Chișinău, cred că este una dintre capitalele în care se citește cel mai mult pe cap de locuitor, să spun așa. Părerea mea sinceră, ca om care îmi iubesc, sigur, locul în care lucrez, sunt profesor la Universitatea București, dar cred că pe cap de locuitor la Chișinău se citește mai mult decât la București. E o mare bucurie să auzim asta. Da, nu știu, adică e o estimare, nu vreau să fac un compliment și așa cum am, la fiecare carte de-a mea am mers la Constanța, la Brașov, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca sau Iași, nu văd de ce n-aș veni la Chișinău, este deja al doilea an consecutiv. Anul trecut am avut o lansare, anul acesta am avut o lansare despre această carte despre Paris. Publicul, cum a fost? V-ați întâlnit cu oamenii, ați semnat autografe? Absolut, da. Publicul e foarte receptiv. E drept că, să fiu deschis, poate că nu numai datorită cărților mele și datorită faptului că foarte mulți dintre prietenii mei din Republica Moldova sau cititorii mei din Chișinău cunosc și serialul 5 minute de istorie pe care l-am făcut și care are nivelul lui de popularitate, inclusiv în Republica Moldova și e o manieră de a spune că și televizorul poate fi educațional, așa încât dacă îmbinăm tehnologiile și istoria, eu cred că este un lucru bun. Mai ales că ne-ați oferit 5 minute de istorie și despre Chișinău. A, da, sigur, am venit de câteva ori la Chișinău, am filmat mai multe episoade și sper să o mai fac, pentru că, slavă Domnului, sunt atât de multe istorii legate de Chișinău, încât cred că merită multe și multe episoade. Și acum, domnule Cerăianu, vă rog să-mi povestiți mai multe despre procesul de scriere a acestei cărți. E o carte care s-a scris în timp, chiar pe perioada în care v-ați aflat la Paris ca ambasador UNESCO? Nu, practic atunci am luat anumite note, am făcut anumite note, am publicat în anumite ziare în acei ani fragmente mai scurte, dar cartea e scrisă după ce am terminat mandatul. Eu am terminat mandatul de ambasador la UNESCO în decembrie 2020. Și practic am trecut la asamblarea cărții, aveam amintirile la îndemână, aveam fotografiile la îndemână și eu scriu dimineața, nu pot să scriu noaptea. Deci scrisul meu din acest punct de vedere este unul matinal. Eu am toată admirația pentru cei care scriu noaptea, eu n-am putut niciodată, nici când eram student nu învățam noaptea, că nu se lipea nimic de mine, nu că s-ar fi lipit altfel, dar în fine, sunt un om diurn mai curând, îmi place lumina soarelui, îmi place lumina dimineții și dimineața la ora 7, cu o cană de ceai, eu sunt la calculator și practic fiecare pagină a acestei cărți este câte o bucată din diminețile mele din ultimii 2 ani.
Mi-ați dat așa peste... Ați demontat niște mituri despre scriitori acum. Așa? Nu, dar doar nu credeți că scriitorii toți scriu noaptea. Sunt unii care scriu noaptea și scriu foarte bine, dar cred că fiecare dintre noi are propriul său ciclu. Și eu am mai scris noaptea, obligat de împrejurări, dar să știți că de multe ori nu sunt de acord a doua zi cu ce am scris noaptea și e dramatic. Da. Aveți obișnuința să scrieți, poate într-un jurnal zilnic, vă faceți notițe? Da. Un fel de jurnal pe care îl țin zilnic. În fiecare zi spun ce am făcut, cu cine m-am întâlnit. Bunoară despre ziua de astăzi, o să scriu că am fost în emisiunea dumneavoastră, printre altele. Astfel încât, nu, vorbesc serios, eu la an distanță pot să spun ce am făcut în fiecare zi. Și... Mă ajută pentru genul ăsta de reconfigurarea timpului. Adică atunci când este să mă întorc în timp, știu ce am făcut în fiecare zi, unde am fost. Dar cum a început acest obicei? Păi oare să vă aduc aminte că sunt profesor de istorie? Adică cred că profesorul de istorie are nevoie de o ancoră în timp, în realitate. Și am ținut jurnal de, eu știu, din școala... primară, bănuiesc, am ținut primele jurnal. Da. Și când scriați scrisori în numele camarazilor, în numele tovarășilor din armată, pentru invitele lor? Da, ce să vă mai spun, nu mai vorbesc. Fac parte dintre acei bărbați din România care au făcut armata. Nu regret, dar e drept că mai scriam și scrisori pentru prietenele altora, dar nu în numele meu, în numele lor. Deci, într-un fel, ajutam la construirea unor relații armonioase între doi oameni. Și e un lucru frumos. Și găseați de fiecare dată altă abordare, alte cuvinte, alte dezmierdări? Bineînțeles, sigur că da. Bineînțeles, pentru că să vă spun un lucru. Eu realmente, ca profesor, imaginați-vă, tânăr profesor, am rămas și eu în facultate în 1993 ca asistent și erau foarte mulți studenți veniți din Republica Moldova atunci, care încercau într-un fel să-și ascundă particularitatea graiului. Ceea ce să știți că și unii olteni fac, eu sunt oltean, sunt născut la Craiova, și unii olteni vin la București și uită perfectul simplu. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Eu aș vrea ca cei din Chișinău să vorbească cu accentul de aici, cei din Maramureș să-și păstreze accentul, cei din Oltenia să nu renunțe la perfectul simplu, drept care eu, după ce voi pleca de la dumneavoastră, voi spune Fusei la emisiunea Live Studio. Și mi-aș dori ca lumea să mă înțeleagă. Și la noi, graiul nostru pe care l-auziți pe străzile din Chișinău vă place? Îmi place foarte mult, păi sigur, cum să, de ce să nu-mi placă? Adică din moment ce îl înțeleg, știți cum, serios vorbind, imaginați-vă că eu mi-am făcut doctoratul în Canada. În Canada vorbeam în Canada franceză. Toată ziua mă chinuiam să scriu în franceză. Vorbeam în franceză cu profesorii sau cu colegii, în fine. Dar știți care e problema? Noaptea visam în limba română. Asta e limba maternă. Cea în care visezi. Să știți că nu e limba pe care o vorbești. Uh-huh. Mulți români trăiesc oriunde în lume. Vorbesc engleză, italiană, spaniolă. Dar știți un secret? Că nu putem visa în altă limbă. Orice am face, nu putem visa decât în română. Drept care eu cred în dreptul omului de a visa în graiul lui, în dialectul lui, în particularitățile lui, după cum cred că mereu un rusofon va visa în rusă, un german va visa în germană, bănuiesc că președintele României visează în germană, e dreptul lui. Așa cum, eu știu, concetățenii noștri din Chișinău care sunt rusofon, bănuiesc că visează în limba rusă și trebuie să fie dreptul lor, dar la fel și românii trebuie să vorbească limba în care visează. Deci cam asta e relația pe care eu o văd cu limbile. Și din acest motiv, ascultați, ca unul care vin la Chișinău de, Dumnezeu știe, de 25 de ani, cel puțin, limba română e mult mai prezentă pe stradă, în vitrine, decât era chiar și în media, dacă îmi dați voie, decât era atunci când am venit o prima dată. Ceea ce nu vă ascund, ca vorbitor de limbă română, mie îmi place foarte mult. Voiam să menționez faptul că Bookfest este la 6-a ediție aici la noi în Republica Moldova. Dumneavoastră, de altfel, v-ați prezentat cartea la Bookfestul din București, desfășurat în luna mai. A, da, acolo a fost... De fapt, prima lansare a fost
cu câteva zile înainte de Bookfest, a fost la Alba Iulia un târg. Și a fost, eram prezent la Alba Iulia, urma să-mi lansez cartea, dar eu nu o văzusem. Și cartea a venit direct de la editora din București la Alba Iulia. Deci mi-am văzut propria mea carte vorbind despre ea la târg, ceea ce pentru un autor e destul de plăcut și interesant. Apoi a fost Bucureștiul. În fine, mai sunt câteva destinații. Acum am fost pe litoralul românesc, am avut o lansare la un târg de carte și, evident, Chișinău nu putea să lipsească din suita de lansări pe care le pregătesc pentru această toamnă. Voiam să vă întreb, domnule Cioroianu, ce scriitori de la noi vă plac? Acum trebuie să vă mărturisesc că am o anumită complicitate mai curând de față de cei din generația mea. Uh-huh. Astăzi m-am văzut cu Vitalie Ciobanu, un om pe care îl iubesc foarte mult și de-a cărui revistă pe care a condus-o zeci de ani, Contrafort, sunt foarte legat. Igor Cașu, sunt Sergiu Musteață, în istorie vreau să spun, Oleg Serebrian, sunt colegii mei de generație. Evident că există o poezie aici, există o proză care mă depășește, sunt mult mai multe nume, dar eu mă simt într-un fel complice cu acești colegi de generație pentru că am crescut împreună, am avut speranțele din anii 90, am apreciat ce se întâmpla aici. Vreau să vă spun că în momentul în care Republica Moldova a adoptat limba română, grafia latină, vă dați seama, eram student la București în vara lui 89, vreau să vă spun că Republica Moldova încă, mă rog, în federația de atunci, era mai liberă decât România. Adică noi eram sub Ceaușescu și Bucureștiul nu se mișca și România era înghețată. În momentul în care în piața aici s-au strâns 800.000 de oameni sau câți au fost, cerând ceva. Iar cei din Iași sau de dincolo de Prut, care se uitau la televiziunea de la Chișinău, chiar și televiziunea sovietică li se părea extrem de liberală. Deci credeți-mă, acum 30 de ani sau 31 de ani, Republica Moldova, de fapt cât sunt? 34 de ani, că spunea președinta Maia Sandu, 34 de ani, 89. În momentul ăla, Republica Moldova de azi era cu câțiva pași înaintea României, pe drumul ăsta al deschiderii. România era în spatele, București era în spatele Chișinăului, ca să fiu mai deschis. Așa încât, vedeți, ca profesor de istorie trebuie să spun din când în când anumite lucruri. Este ziua limbii române astăzi. În România nu există o sărbătoare oficială dedicată limbii române. Da, e ziua culturii române, da. E ziua culturii române. Pe care o sărbătorim în aceeași zi, de altfel. Pe care o sărbătorim, de altfel, în aceea zi, legată de, normal, de Eminescu. Există o zi a lecturii, dar să știți că din ce în ce mai mult am văzut astăzi și în România sau dinspre România răzbate această zi a limbii române. Așa încât eu sunt convins că în curând va fi și în România ziua limbii române, odată cu celebrarea de aici, pentru că, în definitiv, românii trebuie să-și dea seama ce mare victorie a fost pentru românofonii de aici, să poată să-și vorbească limba, să scrie limba cu literele latine. Când vorbești limba cât de cât în libertate, hai să zicem cum era în România chiar și în timpul regimului comunist, ai impresia că e normal să fie așa. E bine, aici nu era normal, adică oamenii nu puteau să-și vorbească limba și îl ascultam pe invitatul dumneavoastră de mai înainte, care doar mi-a confirmat o poveste pe care am auzit-o, cred că de 10-15 ori în ultimii ani, această librărie de la Moscova pe nume Drujba, unde se duceau oamenii, studenți, în fine, români, să cumpere cărți în limba română, cărți care nu erau la Chișinău, dar se găseau la această librărie din Moscova. Deci vă dați seama ce poveste. De-abia aștept să fac un episod în 5 minute să povestesc această istorie. De necrezut. Deci să nu găsești cărți în limba română la Chișinău, în schimb să le găsești la un magazin în care erau toate cărțile din, să zicem, în limbile popoarelor Uniunii Sovietice, să găsești cărți la Moscova. Era o întâmplare interesantă. Vă mulțumim tare mult, domnule Cioroianu, pentru că ați fost alături de noi. A fost o plăcere și la mulți ani. Să ne spunem la mulți ani, da. Și câtă vreme ne înțelegem, să păstrăm limba ca pe o comoară. Da. Mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere.